Vă invit să ne ridicăm pentru a citi un cuvânt din Sfintele Scripturi. Deschidem Biblia la Psalmul 27 pentru a citi un vers din un psalm al lui David. Psalmul 27, versetul 4. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunesc de templul lui. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Binecuvântat să fie Domnul, în a cărui nume și casă ne-am adunat. Și fie binecuvântați toți cei care au intrat în această seară aici, în casa Domnului. Din acest cuvânt, această dorință ardentă a lui David, am pe inimă să vă transmit câteva adevăruri sfinte sub titlul Relația cu casa Domnului, indicator de spiritualitate. Vreau să vă provoc în această seară să reflectați serios asupra relațiilor care o aveți cu adunarea din care sunteți membri. Să vedem dacă aceasta implică în mod fundamental relația noastră cu Domnul, să vedem dacă de aceasta depinde sau nu mântuirea noastră și evident prin aceasta destinul, veșnicia noastră. David, cel care a scris aceste cuvinte, și-a dorit toată viața. A fost dorința lui supremă, unica dorință. Un lucru cer de la Domnul. Și spune Scriptura în Cronicile Sfinte că după ce a terminat cu războaiele, a avut o singură dorință, un singur scop. Să facă o casă pentru Domnul. El și-a dovedit relația lui cu casa Domnului în primul rând, și să ne cercetăm și noi sub acest aspect, prin prezența lui la casa Domnului. Să citim din cuvintele lui David, Psalmul 122, și să vedeți și să vedem cum dorea el să ajungă la casa Domnului. Vă rog, rețineți, în vremea aceea casa Domnului era un cort. El intenționa, n-a avut parte pe deplin decât doar să adune materiale și să vadă proiectul. Vă rog, rețineți de asemenea că nu David era cel ce conducea slujbele la casa Domnului. Acolo erau pleoți, leviți. Psalmul 122:1. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Sper că în această seară v-ați bucurat, chiar dacă vremea este puțin nefavorabilă, da? Cine își dorește să vină în prezența Domnului, sub nicio formă nu o face de obligații. Aici, sau dacă aveți, sau dacă nu, cel puțin se anunță verbal un orar, el nu este ca și în armată. El este afișat sau anunțat doar pentru a putea să știm când sunt și ceilalți frați. El nu este afișat ca și o obligație pentru cei ce simt aceasta ca și o obligație. David zice în continuare aici, picioarele mi se opresc în porțile tale Ierusalime. Și mai face câteva precizări, de exemplu versetul 8, din pricina fraților și prietenilor mei, din pricina casei Domnului Dumnezeu nostru, fac urări pentru fericirea ta. Deci David își dorea în primul rând să vină la casa Domnului pentru Domnul, dar de ce nu și pentru frați și prieteni, așa cum avem și noi aici. Ca să vedeți cât de mult își dorea David să fie prezent la casa Domnului, citim și cele scrise în Psalmul 132. Citesc de la versetul 2. Adu-ți aminte de David cum a jurat el Domnului și a făcut următoarea juruință puternicului Iacov. Nu voi intra în cortul în care locuiesc. Deci pentru David era mai mare pasiune să ajungă la adunare decât acasă.
Nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire ploapilor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul locuință pentru puternicul lui Iacov. Și după ce a găsit-o, se roagă, versetul 8, scoală-te, Doamne, vino la locul tău de odihnă. Și îmi place în acest psalm să constat că nu doar David, și în cazul nostru nu doar noi, ne dorim, ci mai mult decât noi și în primul rând Domnul își dorește să fie prezent la aceste întâlniri. Iată ce citim de la versetul 13. Da, Domnul a ales Sionul, asta era în cazul evreilor, l-a dorit ca locuința lui și a zis, acesta este locul meu de odihnă, voi locui în el, căci l-am dorit. Fie așadar adunare pentru noi toți, locul prezenței cu bucurie, din partea noastră și din partea Domnului. Știți, de când datează denumirea de casa Domnului, potrivit scripturilor, tinerilor, vă amintiți de un băiat pe care Domnul a vrut să-l familiarizeze cu această noțiune înainte de a se căsători. Iacov a avut un vis, Genesa 28, a văzut că între pământ și cer este o scară pe care navetează îngeri. Și a spus un cuvânt care are mare importanță, Genesa 28, versetul 17, aici este casa lui Dumnezeu, adică locul unde El binevoiește să ne conecteze cu cerul. Și scrie în continuare așa, a spus Iacov, aici este poarta cerurilor. Orice om ce își dorește să intre în casa Domnului, să știe că poarta e prin casa, orice om ce își dorește să ajungă în ceruri, să știe că poarta e prin casa Domnului. Și pentru că Iacov a apucat cu familie, cu probleme, socrul lui l-am ținut cam mult acolo, la întoarcerea în Canaan, primul lucru care l-a cerut Domnul. Genesa 35:1. Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo. Îmi place expresia asta, locuiește. Știți despre ce credincioși se poate spune că locuiesc în casa Domnului? Cei care vin și peste săptămână. Dacă vii de 3-4 ori, numai acasă ajungi de mai multe ori într-o săptămână. Și acasă acolo ți este adresa, acolo locuiești. Cine vine de mai multe ori la casa Domnului se poate spune că locuiește și la casa Domnului. Locuiește acolo, îi zice Dumnezeu lui Iacov. Și ce frumos că a reușit patriarhul să-și mobilizeze pe toți ai casei să fie prezenți la locul pe care el îl declarase casa Domnului. Undeva în diaspora românească, într-o duminică dimineață, o soție spune soțului, nu mai mergem astăzi la adunare. Dar știți, scrie în Evrei 10 că a părăsi adunarea e foarte periculos. Exact versetul următor spune că dacă păcătuim cu voia, pentru că este un act deliberat să îți permiți să nu vii, deși problema în fond este de ce nu vii, de ce nu ai bucuria asta. Soțul s-a dat seama că ar putea fi un început periculos și a spus soției, dar măcar aceea acasă ne rugăm? Da, bineînțeles. Și când a fost ora 9, a rugat-o să vină aproape, a citit un psalm, s-au rugat și ea a crezut că e gata. Și l-a zis, da, o cântare, tu cânti frumos. Pentru că aici la casa Domnului venim să lăudăm pe Domnul, așa cum am făcut-o până aici. Și ea a crezut că e gata acum. Și l-a zis, da, știi, nu ne rugăm și pentru adunare. N-am ajuns, dar măcar să ne rugăm pentru frați. Ne rugăm. Și iar o cântare. Știi, da, pentru bolnav nu ne rugăm, știi că e bolnavă și mătușii ta și bunică ta. Avem diferite nevoi. Dar hai să mulțumim Domnului. Hai să învățăm pe copii versetul de aur. Da, știi, avem și un text în calendar. Și acum n-avea emoții, s-a apucat să predice. Și așa s-a dus de la 9 până la 11, la care ea zice, atunci mai bine mergeam la adunare, auzeam o predică bună. Și el zice, să știi, greșeala asta nu o să o mai facem. Să stăm acasă. Pentru că și acasă este potrivit să cântăm și să lăudăm pe Domnul. Dar când sunt frații aici și în primul rând Domnul, să ne bucurăm să venim aici. Doamne, ajută-ne! Și aceasta, repet și închei ideea, cu bucurie. Cine a făcut orar la cei din Ierusalim? Petru?
Nu. El și-a făcut lui orar. Toți ceilalți au venit cu bucurie. Să fie și pentru noi o atracție sfântă să venim aici, pentru că aici dă Domnul binecuvântare. Prezența Lui și a frățietății se revarsă ca un har peste noi de fiecare dată când venim aici. În al doilea rând, tot în a ne cerceta relația noastră cu casa Domnului, vreau să luăm ca exemplu tot pe David. Citesc din 1 Cronici, capitolul 29, versetele 2 și 3. Asta spunea la bătrânețe. Mi-am întrebuințat toate puterile. Vă rog să observați superlativele. Un lucru cer de la Domnul, doresc fierbinte aici. Mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu și enumeră. Au fost cantități imense adunate acolo pentru cine vrea. Citești și 22 cu 14, iată, prin străduințele mele am pregătit pentru casa Domnului 100.000 de talanți de aur, 1.000.000 de talanți de argint și o mulțime de aramă și de fier care nu se poate cântări, căci este foarte mult. Am pregătit de asemenea lemne și pietre și mă întorc la 29 și 10 versetul 3. Mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau casei Dumnezeul meu aurul și argintul pe care l-am, afară de tot ce am pregătit pentru casa Sfântului Locaș. Și enumeră cantitățile. Și acum întrebarea mea, David, dar dacă ai dat tot ce era necesar în cantități industriale, spune și mie, ce-i cu acest supliment? El s-a explicat când a spus, în dragostea mea, ce să vă spun, am dat peste. Dragii mei, relația noastră cu casa Domnului se vede prin dăruirea noastră pentru casa Domnului, nu doar prin prezența noastră la casa Domnului. Dăruire materială, dăruire pentru repetiții, dăruire pentru câmpul de misiune, dăruire în toate domeniile. Știți, în Evanghelie sunt două imagini cum o femeie a turnat mirul pe capul Domnului Iisus, și în altă parte scrie că l-a turnat pe trup. Și unii poate se gândesc că a fost un caz, au fost două, și mie nu-mi place conflictul pentru asemenea chestiuni, și le-am spus într-o împrejurare, nu mai stați pe gânduri, turnați-l pe cap, pe trup, pe picioare, dar turnați-l. Pentru că avem libertatea să dăm pentru casa Domnului, dar libertatea pleacă din dragostea pentru casa Domnului. Dacă nu ți se pare că sunt taxe, ți se pare că e prea mult efort, că nu merită, pentru că dacă nu este dragoste, este datorie. Și țin să anunț că Dumnezeu niciodată la casa Lui n-a cerut de la nimeni nimic. Dumnezeu lucrează numai cu voluntari. Nu că n-ar fi drept să o facă. Are autoritatea asta. Îi suntem foarte datori. Dar Dumnezeu vrea să vadă inima noastră. Cum spune Pavel în Corinteni, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui și se uite Dumnezeu cu ce inimă dăm? Bineînțeles că se uită. Unde este comoara, acolo este și inima. Deci cine nu dăruiește pentru casa Domnului sau cine nu se dăruiește, cum spune în 2 Corinteni 8, că macedonienii s-au dat mai întâi pe ei înșiși și apoi dintr-o sărăcie lucii au făcut donații de neimaginat. Sau cum spune în Filipeni 4, vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Durerea ar fi să ai fonduri și să nu te gândești. Să ai prilej, dar să n-ai pasiune. Cine ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu, își dovedește relația prin ceea ce dă pentru casa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu rămâne dator nimănui, El ne va binecuvânta și aici și ne va răsplăti în Sfânta Lui Împărăție. Dar aici lasă la libertatea noastră, dacă vrem să ne consumăm, să dăruim ceea ce avem pentru Domnul.
Și dacă în cazul prezenței noastre la casa Domnului discutam și de prezența Domnului la casa Lui, hai să vedem, de fapt, în casa Domnului cine investește mai mult, noi sau Domnul? Cine a dăruit mai mult? Știți cum este numit Domnul Iisus Hristos în scrierea lui Pavel? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare. Sau scrie în Romani 8, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Sau spune 1 Timotei capitolul 6, versetul 17, Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. David când a dat, știți cu ce concept practica el aceasta? Vă citesc din rugăciunea lui ocazionată de acel moment de dărnicie de care am amintit în Cronici 29, versetul 12. De la tine vine bogăția și slava. Și versetul 14. Că cine sunt eu și ce este poporul meu ca să-ți aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce ți-aducem. Eu așa înțeleg, să vii la casa Domnului cu mâna goală ar însemna să-ți poftești musafirul la masă și să nu-i dai din ceea ce el de fapt ți-a adus, ca să ai și tu. Dumnezeu ne-a dăruit din cele de sus și din cele de jos, că ne-a promis că dacă vom căuta împărăția, va îngriji de nevoile noastre. De aceea, să știți, frați și surori, că cine dă cu adevărat Domnului nu va fi influențat de observațiile unora care cred că nu sunt necesități. Sunt necesități. Locale, câmpuri de misiune, localuri de zidit pentru casa Domnului. Fiecare poate să facă ceva. Îmi povestea un frate din Valea Jiului, m-a dus cu mașina până la gară, la Simeria, că ceea ce poate să facă el pentru Domnul și a făcut de-a lungul anilor a fost să construiască locașuri de închinare în localitățile unde nu există biserică de credincioși. Și când s-a evit o altă ocazie, se pare că i-a lipsit dragostea pe moment și a zis, am și eu familie, mai fac alții. A ajuns în spital și s-a rugat Domnului să se îndure de el și s-a simțit vinovat. Adică eu vreau să-mi dea Domnul sănătate, doar pentru mine, nu și pentru el. Urma să fie trimis la spital pentru o operație mai complicată la Timișoara, a chemat frații să-i facă ungerea, Domnul l-a vindecat și a zis imediat după aceea, Doamne, stau la îndemână. Au trecut 3 zile și l-a sunat un frate din Spania, am 500 de euro, dar îi dau numai pentru construcția unui locaș de închinare în localități unde nu este adunare. Și l-a zis, cu aceștia începem. Și în câteva luni lucrarea a fost gata. În cartea prorocului Hagai scrie în capitolul 1 că se întorseseră evreii din robia babiloniană. Asta pentru că Dumnezeu își întorsese privirile spre Ierusalim și promisese și prin profetul Zaharia că se va întinde din nou frânghia și va fi proiecte și oamenii vor putea să locuiască acolo. Dar știți ce au făcut oamenii când s-au întors în țara lor? Fiecare și-a făcut casă. Și Dumnezeu a îngăduit să-și facă. Apoi le-au amenajat, le-au căptușit. Și spune Dumnezeu la un moment dat, citesc versetul 4, pentru voi a venit vremea să locuiți în case căptușite cu tavan și casa aceasta este dărâmată. Citesc versetul 8, suiți-vă pe munte, aduceți lemne, zidiți casa, eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Și scrie în finalul acestui capitol 1 că Dumnezeu le-a mișcat inima la conducător și la tot poporul și s-au pus pe lucru. Și Dumnezeu le-a dat izbândă. Fie așadar prezența noastră în casa Domnului și contribuția noastră cu ceea ce ne lasă inima. O slavă pentru Domnul. Pentru că, repet, și El își dorește să fie prezent și El este Cel ce dăruiește cel mai mult. Aș vrea acum să observăm că relația noastră cu casa Domnului s-ar putea să fie periclitată. Și
Să vă dau cazul din 1 Samuel, capitolul 1, unde este scris despre o familie care nu lipsea de la casa Domnului potrivit orarului care l-aveau ei atunci. Dar datorită unor neplăceri, o femeie pe nume Ana, poate și soțul ei Elcana, ar fi fost motivat să spună că nu mai vin la casa Domnului. Pentru că cineva le făcea neplăceri. Vă citesc capitolul 1, versetul 6. Potrivnica ei o înțepa deseori ca să o facă să se mânie pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Dar asta nu înseamnă că nu mai venea. Asta nu înseamnă că nu se ruga. Eu nu știu dacă pentru noastră ce sunteți aici v-a necăjit cineva vreodată venind aici. Undeva într-o biserică spunea o soră ce nu era venită de mult, avea un copilaș, i-a rugat pe suror să o lase la margine. Și le-a spus, nu, că aici e locul meu. Și și-a găsit cu greu un loc și s-a necăjit. Dar evident și sora aceea, ca și Ana, au continuat să vină la casa Domnului. S-ar putea să te necăjească cineva că nu ți oferă scaunul tău, că nu ți-a oferit suficientă atenție și așa mai departe. Sunt acestea motive ca să nu mai venim la casa Domnului? Stați puțin că nu s-au oprit neplăcerile aici. S-a pus să se roage și a plâns. Ascultați ce vă citesc aici în versetul 12. Fiindcă ea stătea multă vreme rugăciune înaintea Domnului. Slujitorul care era acolo a scăpat o vorbă neînțeleaptă și i-a zis, versetul 14, până când vei fi beată, du-te, te trezește. Stimate surori, sunteți surori cu Ana? Dacă Doamne ferește vreun frate din conducere, v-ar vedea că stați acolo cu capul plecat și v-ar zice, dar ce amețele ai? V-ați necăjii? Cu cât de respect a vorbit Ana cu acest om. Și mai târziu i-a amintit, nu ca un reproș, ci doar ca o recunoștință pentru Domnul. Femeia aceasta, pentru că a trecut peste piedicile care uneori ne se pun în relația noastră cu casa Domnului, a ajuns într-o zi să cânte un solo frumos. Când a venit cu copilașul înaintea Domnului și a zis, mi se bucură inima în Domnul. David venea cu bucurie la casa Domnului fără neplăceri. Uite că femeia asta tot a venit la casa Domnului și cu neplăceri. Pentru că acolo Domnul i-a ascultat rugăciunea. Acolo i-a aducea darul. Dacă ar fi să vorbesc de dar, scrie în 24, când a încercat pe copil, l-a suit cu ea, a luat 3 tauri. Cât valorează asta? Actualizând sumele, ar fi ceva la peste 1000 de euro. Și să vii cu atâta dar, ca să nu mai zic că din taurii aceia își făceau porție unii. Dar asta n-a împiedicat-o să nu vină la casa Domnului. Și să dea o jertfă de un bun miros plăcută Domnului. A ascultat-o Domnul? Da. Ce și-a dorit de fapt femeia aceasta? Era o femeie care iubea casa Domnului și și-a dorit să aibă un copil care să locuiască, știți, cu adevărat la casa Domnului. Să nu veniți fără copii la casa Domnului, numai atunci când nu se poate sau nu-i spațiu. Aduceți-i. Nu, asta a înțeles și Iacov, am amintit din Genesa 35. Băieți, haideți la adunare. Pentru că și copiii au un loc, aici se formează, învață, aici gustă primele experiențe, aici așteptăm cu cât mai timpuriu, cu atât mai bine Dumnezeu să-i cerceteze și să-i mântuiască. Dar numai și numai venind la casa Domnului. Se suia mama, spune în textul ce curge, în 1 Samuel îi aducea câte o manta și copilașul creștea și acolo în casa Domnului Domnul l-a chemat la o slujbă profetică pe Samuel. Ne-am dorit așa ceva pentru copiii noștri?
dacă vreți, nu faceți greșeala să faceți observații în auzul copilor dumneavoastră cu privire la neplăcerile de la casa Domnului, că nu suntem desăvârșiți. Greșim uneori fără să ne dăm seama, nu? Dar asta nu înseamnă că ne vom opri de la a veni și de la a da pentru Domnul. Amin? Din pricina fraților și prietenilor. Chiar dacă s-ar strecura vreun dușman, îl omitem. Și pentru câți frați și prieteni avem, ne vom bucura să venim la casa Domnului. Amin? Și chiar dacă cineva ar face vreo greșeală cu privire la niște bani, nicio problemă. Pentru că Dumnezeu va veghea asupra casei sale ca lucrarea Domnului să meargă înainte. Amin? Doamne, ajută-ne! Aș vrea să mai fac o sesizare. Să nu venim la casa Domnului numai în nevoi, cum zice în profetul Osea, când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Sau cum scrie în Ieremia capitolul 7, erau împresurați de babilonieni și unde credeau că le iese salvarea? La casa Domnului. Și ce ziceau ei când se termina slujba? Suntem izbăviți. Dumnezeu ne poate izbăvi, dar nu-i frumos și nu-i drept să vii la casa Domnului numai atunci când ai nevoie. Să vii și în zile de bucurie, de sărbătoare și apoi când vor veni și zile de încercare, și atunci tot aici venim. Oricum, Dumnezeu îi ascultă în primul rând pe cei care sunt ai Lui și care vin regulat, care locuiesc în casa Domnului. Aceștia sunt prioritari. Spune Scriptura despre Ezechia, vă citesc din cartea a doua a împăraților, că la un moment dat, fiind împresurat Ierusalimul, a venit o amenințare foarte jignitoare la adresa lui și a Domnului, lucruri exprimate verbal și în scris, și scrie în 2 Împărați, capitolul 19, versetul 14, Ezechia a luat scrisoarea din mâna solilor, poate nu neapărat o astfel de amenințare să-ți vină, poate îți vine un diagnostic, ceva greu, poate un anunț, un telefon, ceva, ce vei face? A citit-o, apoi s-a suit la casa Domnului și a întins-o înaintea Domnului. Ce har pe noi că aici e locul unde venim și ne rugăm și Domnul ne ascultă. Noi nu ne ducem necazurile și problemele singuri, avem cu cine să le discutăm. Oamenii merg la psiholog, la psihiatru, își consultă, consilieri, unii se duc vieții de ei până la vrăjitori. Noi cu toate acestea, chiar dacă e nevoie să mergem și la medic, în primul rând venim la casa Domnului. E scris să aducem totul înaintea Domnului? Adică putem să ne raportăm la Domnul cu tot ce avem. Cu un examen, cu o nevoie, de o natură sau altă. Dar vă rog să rețineți. Domnul i-a răspuns aici, a intervenit într-un mod extraordinar. Tot timpul popoarele din jur s-au temut, au observat că a fost intervenția Domnului în urma unei scrisori pusă înaintea Domnului. Dar ce vă citesc despre acest rege? Și asta aș vrea să înțelegem în primul rând, cartea a doua Cronicilor, capitolul 29. Știți că tatălui Ezechia a închis templul? A fost singurul împărat care și-a permis să pună lacăt pe templu, Ahaz, după ce a schimbat mobilierul sacru. Și când a ajuns Ezechia pe tron, scrie în 2 Cronici 29:3, în anul din tâia domniei lui, în luna întâi, a deschis ușile casei Domnului și le-a dres. A iubit și el casa Domnului? Vă dați seama, ești tu împărat. În prima zi, ce faci ca împărat? Să deschid casa Domnului. Cu siguranță că și-a dorit asta înainte de a ajunge pe tron. Și dacă el a deschis ușile casei Domnului, atunci și când s-a dus la casa Domnului, a fost deschisă ușa din cer ca Dumnezeu să-l asculte. Că Ezechia a instaurat din nou slujbele, le-a spus leviților, voi ați fost aleși, intrați în slujbă. Și după ce a fost vindecat, știți ce a întrebat pe Domnul? După ce semn voi cunoaște
Când mă voi sui la casa Domnului, se pare că asta a fost din nou prima lui dorință. Vreau să mă sun la biserică și care e semnul? Știți ce s-a angajat el? Să nu lipsească de la repetiții la fanfară niciodată. A zis, vom suna din instrumentele noastre în toate zilele noastre. Un frate avea obicei să spună că de la biserică pot să întârzie. Nu, pot să lipsească doar cei care, în cazul unei situații de urgență, nu pot să se evacueze singur din casă. Ei, să zic, este un maxim. Suntem îngăduitori, nu facem lege din asta. Sunt mame cu copii, cineva este bolnav, este obosit, am spus, nu este armată. Problema se spune să-ți fie drag să vii. Și dacă ți este drag să vii și n-ai ajuns, nu e nicio problemă. Dar când vor merge acasă cei care au fost la adunare, prima dată îi vei întreba ce a fost acolo. Și dacă n-a fost nimeni, vei da un telefon. Și dacă n-ai la cine să dai telefon, când vei merge următoarea dată, te vei întreba ce a fost acolo. Că deși, vorba lui Pavel, n-ai fost cu trupul, te-ai dus cu Duhul. Doamne, ajută-ne așa să facem și noi. Așadar, rețineți, frații mei, ce am spus până aici. În relația noastră o casa Domnului ca un indicator de spiritualitate. Nu vom face pontaj, dar prezențele noastre în casa Domnului indică pasiunea noastră pentru cele sfinte, relația noastră cu Domnul. În al doilea rând vă spuneam că relația noastră o casa Domnului se dovedește prin ceea ce dăm pentru Domnul sub o formă sau alta, prin contribuția noastră. V-am spus că pot să apară piedici, neplăceri. De asemenea, v-am spus să nu fim oportuniști, să alergăm la Domnul atunci când avem necazuri și rest, ne vedem de ale noastre. Dar acum vă rog să rețineți ceva mai mult decât tot ce v-am spus până aici. Vreau să, înainte de vă spune, să lansez o întrebare. De fapt, care este scopul prezenței noastre la casa Domnului? Doar așa ca să fim mai mulți? Doar ca să contribuim cu fonduri că are nevoie lucrarea lui Dumnezeu? Doar ca să ne asculte Dumnezeu atunci când avem necazuri? Doar să-L lăudăm că e stăpân și are merite? Mă întorc la versetul de unde am pornit și vreau să vă citesc, de fapt, care era dorința de fond a lui David pentru o prezență permanentizată în casa Domnului. Psalmul 27, versetul 4. Un lucru cer de la Domnul și doresc fierbinte, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Și acum aduce dovezile, dorințele inimii sale. Ca să privesc frumusețea Domnului. Știți că spune într-un alt psalm că Domnul este cel mai frumos, este un psalm al fiilor lui Core. Ce înțelegi dumneavoastră prin frumusețea Domnului? Eu înțeleg nu doar ceea ce ține de aspect, are Dumnezeu slavă, șechina, gloria aceea care ne învăluie. E văzut în Apocalipsa 4, acolo cu alb, cu roșu, cu verde, culori simbolice pentru tronul său, pentru curcubeu de deasupra. Frumusețea Domnului constă în atributele sale, în desăvârșirea dragostei, a bunătății, îndurării, a tuturor harurilor care le încorporează. Oare ne încântă pe noi aceasta? Conștientizăm noi că prezența la casa Domnului are un scop suprem. Privind la frumusețea Domnului se întâmplă ce spunea Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 18. Noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. După o prezență la casa Domnului, deja s-ar putea să ai ceva amprente. Știți că Moise, când stătea de vorbă cu Domnul, când ieșea de acolo, chipul lui era schimbat? Așa ceva se întâmplă de fiecare dată când venim la casa Domnului și suntem schimbați zi de zi, pentru că Dumnezeu vrea în final toți oamenii din casa Lui să fie așa cum este El.
să dobândim chipul său, chipul fiului său, pentru că apoi să moștenim împreună cu el. Dumnezeu se va putea raporta la noi când noi vom deveni ca el raporta într-un mod desăvârșit. Semănăm noi cu Domnul? Se poate după mai multe prezențe la casa Domnului să nu fi rămas ceva din accentele sfinte, din calitățile lui? De asta își dorea David, Doamne. Eu vreau să mă tot uit la tine. Și privind la Domnul, se schimbă chipul nostru. De fapt, ce înseamnă privind? Învățând de la Domnul. Dorind să fim ca el, dorim și noi? Altfel, Dumnezeu nu se bucură de prezența noastră. Scrie în Isaia, capitolul 1, putem să mergem și cu daruri. Zice, nu mă interesează. Dumnezeu ne vrea cu daruri din recunoștință, dar Dumnezeu își dorește inima noastră. Fiule, dă-mi inima ta să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Aceasta, stimați prieteni și dragi tineri, trebuie să înțelegem noi, că Dumnezeu vrea să ne educe aici în casa Lui, să ne transforme, pentru că păcatul și diavolul și lumea ne-a metamorfozat într-un mod negativ și am devenit, cum spune Hosea, urcioși ca idolii pe care îi admirau. Uitați-vă dumneavoastră cum Dumnezeu ne-a creat după chipul Său și observați la societatea din jurul nostru. Tatuaje, fel și fel de tunsori și îmbrăcăminte, care de care mai haioase. Din chipuri frumoase, oamenii fac caricaturi. Dar nu asta e tragedia, ceea ce se vede în exterior. Tragedia, monstru, este înăuntru. Oameni care urăsc, vrednici să fie urâți, mânie și toate celelalte. Astea sunt mai grave decât bolile. Și Domnul venind aici în casa Lui poate să ne transforme. Să ne dea un chip ca al Său. De aceea aici venim ca să învățăm cum să-I slujim. Învățăm să ne asemănăm cu El. Și observați ce spune Apostolul Pavel, vă citesc din Efeseni capitolul 4. Nu contează în ce stare de păcat a fost cineva. Dumnezeu are putere să ne transforme. Prin prezența noastră, prin slujirea sfântă de aici. Efeseni capitolul 4 ne prezintă de la versetul 11 structurile de slujire pe care le-a lăsat Domnul și în continuare ne vorbește despre creșterea noastră. Vă citesc doar de la versetul 14, să nu mai fim copii, ci să creștem la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. Ce diferență majoră între un local, de exemplu, a unui concert rock sau din atmosfera unui stadion față de ceea ce se întâmplă la casa Domnului. Aici sunt enumerate diferite stări vinovate, păcătoase, și scrie de la versetul 20, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în voi, este în Iisus, ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Și în versetele următoare apostolului foarte practic. Ai mințit? Vii și afli aici că Dumnezeu n-a mințit niciodată. Și imaginați-vă că fiecare minciună ar fi lăsat pe fața noastră o cută, așa un rid. Știți, la fața lui Dumnezeu, n-are niciun rid, n-a mințit niciodată. Nu-ți dorești și să-ți dispară ridurile astea. Dumnezeu nu este încruntat ca noi, așa, să fie supărat. Și tu te uiți ce schimonosit ești. Și când vii la biserică, te uiți în oglindă, te uiți la chipul Domnului, te uiți în oglindă, spui, Doamne, nu se poate să-mi faci mie o operație estetică. Să rășu eu mai binișor, nu? Să mă întineresc, că omul nostru de afară se trece. Dar de fiecare dată când venim la casa Domnului, ne întinerim.
Vorba unui frate, a zis, dacă ar fi să faci o fotografie, chiar fizic vorbind la un om când intră în adunare și una când iese. Și se dă la un specialist, ar spune că a fost mai tânăr când a ieșit decât atunci când a intrat. Pentru că aici te luminezi de bucurie, chiar și din punct de vedere fizic, zice David, chiar și trupul mi se odihnește în liniște. De aceea își dorea el în Psalmul 16, Doamne, Tu ești singura mea fericire. Eu mă bucur de Tine, idol, alte lucruri, nu mă interesează. Sunt hidoși, dezagreabili și ne afectează în rău, pe când prezența în casa Domnului ne nobilează, face din noi oameni slăviți să fie Domnul. Undeva s-a întâmplat, o familie au divorțat și nu s-au mai văzut un timp, dar prin întâmplări diverse au ajuns și unul și celălalt la aceeași slujbă de evangelizare. Când au fost chemați și ce vor să predea Domnul în față, au venit amândoi, s-au regăsit la un metru unul de altul și nu se mai văzuse de atâta vreme. Cu fața plângând amândoi să se predea înaintea Domnului și când au ieșit afară, vă dați seama, două fețe ce radiază, nu se mai pot certa, nu? Și a zis, dragă, dar să ne împăcăm. Și l-au de-abia aștepta, să ne împăcăm. Și s-au împăcat. Pentru că după ce ți se schimbă nravurile cele vechi, cum zice în 2 Corinteni capitolul 5, versetul 17, cine este în Hristos este o făptură nouă, toate cele vechi s-au dus. Pentru că oamenii care vin la adunare devin oameni noi. Dumnezeu să ne înnoiască, să ne nobileze, să ne câștige pentru Sine, să-i semănăm, să-i aparținem, pentru că de aceea venim aici, ca să slujim Domnului cu bucurie și să fim cu El pentru eternitate, slăvit să fie Domnul. Nu ratați astfel de prezențe în casa Domnului, pentru că El ne așteaptă aici și să nu facem greșeala aceea pe care o făceau cei descriși în Ieremia capitolul 7. Asta ar fi o tragedie. Pentru asemenea situații, spunea Dumnezeu la un moment dat după întoarcerea din robie, mai bine închideți ușurile casei Domnului. Dacă veniți aici și nu mă vedeți, dacă veniți aici și nu mă înțelegeți, Ieremia capitolul 7, versetul 4, nu vă hrăniți cu nădejde țelătoare de când templul Domnului. Am slujit. Nici slujirea nu este prioritară la urma urmei. Unii vor spune, Doamne, în ziua aceea noi am slujit. Da, pentru slujire se dau răsplăți, dar pentru înnoire se dă mântuire. Versetul 5, că numai dacă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea și le enumeră viciile lor. Și vreau să observați ce scrie aici. Numai așa vă voi lăsa să locuiți aici. Să ne ajute Domnul să locuim. Și închei, dragii mei, spunându-vă că și casa Domnului va fi locuită. Și Dumnezeu va avea oameni în preajma Lui. Întrebarea se pune dacă vom fi printre ei. Dacă am reușit să-L înțelegem pe Dumnezeu venind la casa Domnului, atunci Dumnezeu ne va primi în sfânta Lui împărăție. Spune apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2, și tare aș vrea ca asta să vi se potrivească. Dar înainte de Efeseni 2, mai citesc Psalmul 65, pentru că asta este o diferență între Psalmul 27 și Psalmul 65, versetul 4, fericiți pe care îl alegi tu. Vă rog să observați, am pornit de la dorința de a locui în casa Domnului și vreau să încheiem cu faptul că Dumnezeu în final își alege oamenii care locuiesc în casa Domnului. Pe cine alege? Pe cei ce vor semăna, pe cei ce au fost transformați, pe cei ce au înțeles frumusețea Domnului și minunile templului Său. Ferice de cel pe care le primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale. În Psalmul 27 era o dorință. Aici este deja împlinirea. Ne vom sătura de binecuvântarea casei tale, de sfințenia templului tău. Și cine vrea să locuiască în casa Domnului, să știe că în casa Domnului acolo în cer se strigă într-una, Sfânt, Sfânt este Domnul. Dacă asta ai înțeles, Dumnezeu să-ți dea un chip al sfințeniei și neprihănirii sale. Să-ți dea dreptul despre care aminteam și citesc în Efeseni capitolul 2, m-aș bucura aceste cuvinte să fie
valabile pentru toți. Așadar, voi nu mai sunteți străini. Știți, sunt oameni care au ajuns și ei pentru prima dată în casa Domnului și sunt străini, nu știe ce se petrece acolo. Alții sunt oaspeți și unii sunt oaspeți mai des. Dar trebuie să trecem dincolo de acest statut temporar. Și sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Și ca să fie aceasta valabil, scrie în continuare, trebuie să fim zidiți pe temelii sfinte, să fim un locaș al lui Dumnezeu, să creștem și să dobândim chipul său. Pentru ca în final să se împlinească ce scrie în Romani 8:29. Domnul Iisus să fie cel întâi născut între mai mulți frați. Întâiul născut seamănă cu Tatăl. Va trebui să semene și ceilalți cu Tatăl? Să vă dea Dumnezeu harul, locuind în casa Lui, să semănați cu proprietarul casei. Să vă dea Dumnezeu harul să fiți acceptați. Să fie o dorință care să se finalizeze cu o împlinire, cu o alegere și cu acea satisfacție de a locui împreună cu Domnul pentru vecii vecilor. Căci asta a fost dorința lui supremă, citiți Apocalipsa 21. Acesta e cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei. Ei vor fi poporul lui și el însuși va fi Dumnezeul lor. Doamne, îți mulțumim de proiectul tău, de casa ta, de poarta prin care intrăm în cortul tău ceresc. Amin.